Mulțumesc, doamna profesoară, e tot un învățător, nu? Că învață pe cei mici. Sigur. Numai lucruri bune. Bineînțeles. Cei mici, de-a dreapta și de-a stânga, doamnei profesoare. Stoian. Da. Bună seara, uite, bună ziua, bună... A răspuns Maria Alexandra Stoian și Alexandru Coldiță, el e mai timid așa, pentru a noua. Salut, Alexandru. E mai mic. Cu Maria Alexandra am stabilit, ei îi place, nu știu de ce, dar respectăm dreptul omului de a se autointitula, așa că pe parcursul emisiunii eu cel puțin o să-ți spun Stoian. Bine, vă mulțumesc, e mai scurt și mai concis, okay, dar corect. Dacă vreți și Maria Alexandra este perfectă. Poate pe finalul emisiunii, să bine, vorbim. Bine, să când ne mai împrietenim, am înțeles. Ei au venit, de fapt, să ne facă o invitație la bal, nu? Da. Este... Omul, în cor, răspunsul a venit în cor. Da, suntem o echipă. De așa trei e. Sau o echipă mai mare? O echipă mai mare. Da, este vorba despre balul caritabil Luptă pentru Viață. I-am dat și un nume. Organizat de Colegiul Național Pio, Grigore Moisil. Am dat seama că n-am prezentat-o pe doamna profesoară. Am spus generic așa, doamna profesoară. Aura Plăiașu, da? De da, la da. Colegiul Național Grigore Moisil. Da, noi organizăm acest bal caritabil. Scopul nostru este să le dăm un zâmbet copiilor de la oncologie, să le oferim un zâmbet, să se simtă încurajați, să știe că nu sunt singuri în această luptă. Având în vedere faptul că noi am avut o experiență legată de această boală în școală, aș putea spune că e chiar o experiență mai dezvoltată. Acum 4 ani de zile, una dintre colegele noastre a fost diagnosticată cu cancer și colegiul a organizat un spectacol caritabil. S-au strâns foarte mulți bani, însă în ciuda eforturilor noastre nu a reușit să supraviețuiască. Între timp, noi am mai avut elevi cu această boală. Acum 2 săptămâni am pierdut unul dintre ei, din păcate. Însă există și copii care luptă cu această boală și ei ne-au făcut să ne gândim la acest eveniment, ne-au dat speranța că putem să-i ajutăm pe cei cu probleme și considerăm noi că împreună putem să îi încurajăm pur și simplu, să zâmbească, să creadă că nu sunt singuri. Și cum organizați efectiv balul? Când anume? Cum? Cum ați făcut rost de sponsor? Că bănuiesc că ați făcut eforturi în sensul ăsta. Da, de o lună de zile am început să organizăm acest eveniment. Va avea loc vineri, vinerea aceasta, pe 8 iunie, la Ballroom Military Residence, la ora 16:30. Spectacolul va dura până la ora 21:30. Invitații sunt diversi, din diverse domenii. Departamentul artistic al Colegiului Național Grigore Moisil asigură o jumătate din acest spectacol, dar avem și invitați precum cei de la The Humans. Ne-au răspuns extraordinar de repede invitației, chiar după concurs i-am sunat duminică și au fost foarte încântați de acest lucru că i-am sunat tocmai pe ei. Ne-au răspuns Silvia Dumitrescu va mai fi alături de noi, Ioana Sandu, care este profesoară la Colegiul Traian, dar este și artistă, Georgiana Pană și tatăl ei, Petrică Pană. Georgiana este profesoară la Lipati, tatăl este violonist. Vom mai avea ca invitați și pe le vom mai avea ca invitate și pe Diana Roman și Andreea Vasile, sunt actrițe. Ele colaborează cu Ștefan Bănică Junior, vor avea un moment destul de drăguț în care îi vor include și pe cei din sală. Deci noi credem deci că toți vin pro bono, nu? Da, și... exact. Da. Toată lumea a acceptat să ne ajute gratuit pentru că scopul nostru este să strângem bani pentru acești copii. Datorită asociației Pavel o să putem să o asociație care face foarte exact, multe. Exact, da. Da, va fi prezent și domnul Mihai Benchio, cel care este intermediar, și vom mai avea ca partener și Asociația Română de Psihoterapie prin Dans și Mișcare. Da, cum se... Uite că n-am întrebat și am mai avut în emisiune în comunitate de-a lungul timpului, din fericire, asociații sau grupuri de oameni care se ocupă de astfel de cazuri foarte grave și care încearcă să strângă bani. Și vreau să te întreb, să vă întreb, deci acești bani odată strânși, ei ajung evident la spitalul respectiv, da, nu? Da. Cum prin intermediul asociației. Prin intermediul asociației. Cum anume sunt valorificați de către
acești copii sau de către secția respectivă? Adică le cumpără medicamente mai bune sau ce se întâmplă exact? Este o întrebare foarte bună. Noi la început nu am știut exact cum se vor desfășura lucrurile, pur și simplu am dorit să facem acest gest, după care am dat piept cu provocările, ca să zic așa. I-am sunat în primul rând pe cei de la Institutul Fundeni, pentru că acolo au fost elevii noștri internați, acolo am asistat și eu la un moment dat la proba de BAC, la competențele digitale ale unui elev de-al nostru. I-am sunat pur și simplu, doamna de acolo mi-a spus că le putem dona lucruri care țin de igienă, pijamale, scutece, paste de dinți, periuțe de dinți, lucruri de genul acesta, sau bani, dar prin intermediul unei asociații, pentru că ei nu pot primi direct de la oameni aceste sume de bani. Dacă vrem să strângem, nu știu, o sumă de bani, vom face asta prin intermediul unei asociații, nu direct. Probabil sunt niște reglementări legale, nu știu exact. Bine, sunt bune reglementările, măcar poți să urmărești că este banii ajung o evidență, trebuie. Exact, da. După ce am luat legătura cu domnul de la asociația Pavel, mi-a spus că putem să strângem acești bani, depinde și de suma pe care o vom strânge. În principal, dacă nu este una foarte mare, vom cumpăra aceste lucruri de care v-am spus mai devreme. A spus că putem face asta ori împreună, ori poate merge cineva, un reprezentant de-a lor. Evident, vom primi chitanțe, procese verbale, adică totul este extrem de legal. Dacă voi n-ați fi sau n-ați face lucrurile astea, asta înseamnă că în spital acolo copiii ăștia n-ar avea pijamale, n-ar avea paste de dinți? Au, însă este un deficit. Sunt foarte mulți copii, au și părinți care le sunt alături și este destul de greu să aibă toate lucrurile acestea. Da, sunt foarte mulți și din păcate nu pot să acopere tot ceea ce au nevoie. Corect. Dar spune-mi, ați întâlnit și cazuri de artiști care au declinat invitația, deși știau că este vorba de un astfel de eveniment? Dacă vrei răspuns, dacă nu, nu. Da. Măcar tu da sau nu trebuie să nominalizezi. Nu cred că nu au vrut să participe și să ne ajute. Cred mai degrabă că nu au avut timp sau că au fost informați destul de târziu, pentru că noi abia luna trecută ne-am hotărât să realizăm acest bal caritabil și probabil că sunt deja programări. Eu mă gândesc că au un orar destul de încărcat. Zic orar că noi suntem la școală și funcționăm după orar. Stoian, la tablă. Da. În legătură cu ce a spus dumneavoastră și întrebarea pe care ați spus-o, eu consider că banii aceștia indirect vor fi redirecționați copiilor ăstora prin o calitate mult mai bună a aparaturilor, a serviciilor, a spitalelor în care, până la urmă, societatea noastră încearcă să se trateze și astfel am ridicat și nivelul de trai. Uh-huh. Și ăsta este scopul nostru, până la urmă, să ajutăm oamenii pentru care încă se mai poate face ceva. Și vrem să fim acolo, mai ales moral, pentru că este foarte, este un lucru de foarte mare ajutor ca tu să știi că lângă tine sunt mai multe persoane care vor să te ajute. Pentru că singur, exact, este foarte greu și din păcate, după cum a spus și doamna profesoară, am avut genul ăsta de cazuri pentru care nu am mai putut face nimic și totuși vrem să ajutăm copiii care încă au nevoie de acest ajutor. Noi încercăm, acum ajutorul pe care îl oferim, cât de mic ar fi, încercăm să-l facem cât mai important. Da. Exact, trebuie să conteze foarte mult și noi credem că o să ajute. Ia zi, Alexandru, ce faci? Foarte bine. Cum e? Când, cum ai auzit sau cum de te-ai implicat? Că toată lumea aude, nu toată lumea se implică. Da, corect. Exact. Doamna dirigintă a venit la noi la clasă și ne-a zis despre acest proiect și mă bucur că m-a nominalizat să fiu prezentatorul, unul din prezentatorii acestui bal. Ne ascultă doamna dirigintă acum să salutăm? Cred că da. Este la ore, cred, totuși. Cine știe. Da. Se păstrează emisiunea, așa că sună doamna dirigintă, să știți că sunt foarte cuminți copii aici. Și știu să răspundă la toate întrebările. Așa, spune, te rog. Așa, și noi ca elevi am dorit să ne aducem cât mai mulți prieteni din afara liceului, nu neapărat din liceul nostru, care să contribuie și ei cu cât pot pentru a răspândi pentru a răspândi acest bine pe care încercăm să-l facem. Bravo. Și de la tine din clasă sunt? Eu nu sunt dirigintă.
Însă la clasele la care predau, predai franceză, franceză, nu? Da, de la dintre a 5-a până la 12-a. De la 5-a până la 12-a, da. A, deci e o generație și tu îi duci dintre a 5-a până la 12-a. Nu, de la clasa 5-a la 8-a. Este un ciclu, după care ei, dacă vor să vină la colegiul nostru în continuare, da, vor fi elevii noștri, da. Sunt niște copii extraordinar de inteligenți, cei pe care îi avem. Așa că noi lucrăm nu numai cu mintea, ci și cu sufletul. Hai să întreb ceva, da, ca o paranteză, dacă îmi permiți, apropo, că n-am discutat niciodată despre limba franceză. În urmă cu 40-50 de ani, limba franceză era principala limbă cunoscută la noi. Dacă întreba, era și legenda aceea, un om din trei pe stradă în orice parte a țării știa să spună în limba franceză, măcar să te dirigeze, să te ghideze, să nu te rătăcești. După care și odată cu apariția tehnologiei, engleza, limbajul universal, balanța s-a înclinat mult în favoarea limbii engleze. Și vreau să te întreb, elevii care aleg franceză, eu mă bucur foarte tare că tot o limbă internațională e, cum de aleg franceză și nu engleză? Da, este o întrebare foarte bună. O să încep cu cei de clasa 5-a. Noi avem examen de admitere pentru clasa 5-a, chiar acum pe 16 iunie. Știu că vor fi niște probe la română și la matematică. Sunt două clase, 5A și 5B. Cei de la A vor învăța limba franceză, cei de la B limba germană. Engleza este obligatorie, deci franceza sau germana sunt limba numărul 2. Sinceră să fiu, germana este acum cea care începe să ia așa avânt. Da, exact, da. Probabil că sunt aceste firme, nu știu, care... Germania, da, în sine, exact, are exact, da. Sunt salarii mult mai mari și probabil de asta sunt doritori de a învăța limba germană. Însă franceza se ține bine, participăm la tot felul de concursuri. Ideea este să-i implicăm pe copii în tot felul de proiecte, pentru că se promovează această limbă nu numai prin, nu știu, examene, teste, până la urmă trebuie să-i atragi. Maria Alexandra Stoian fiind aici lângă mine, da, ea este și o mini-artistă, ca să zic așa, deși se îndreaptă către chirurgie, ea este un artist complet, aș spune, până la urmă. Mulțumesc. Participă la tot felul de concursuri, o iau tot timpul, chiar dacă nu este eleva mea. Artistă în ce domeniu? Artist în... Tot ce se poate. Da, exact. Tot ce se poate. Dans. Ea este și lidera departamentului artistic al Colegiului Moisil. Deci este, da, am cu cine să mă mândresc. Parcă, Mihaela, parcă vezi o scenă, știi, într-o seară așa la un bal, în care un băiat timid stă pe scaun și cineva îl întreabă: ce vrei să dansezi cu cineva? Da, da, cu cine? Cu Stoian. Dar artistă în toate, așa, pictură, sculptură, nu știu, olărit, gravură? Să spunem că pe partea asta nu m-am dus foarte mult. În schimb, pe muzică și sport am fost foarte activă. Ai mei m-au dus la toate sporturile și de la golf până la rugby, doar, de exemplu. Și cu mine au procedat la fel, nimic nu s-a lipit. Din contră, serios? De mine s-au lipit toate. Ideea e că nu pot să mă duc într-un loc și să nu știu, de exemplu, să not. M-aș simți foarte prost să stau pe margine și să mă uit la ceilalți. A, deci ai fost la rugby și acum și știi să joci. Da, tata, fost și sunt și în echipa României 12 ani. Da, am vrut să dea mai departe genul ăsta de balon oval, da, și mama la gimnastică, într-un fel s-a combinat foarte bine și cu muzica. Mie îmi place foarte mult să fiu activă și de asta n-am putut să-mi aleg o meserie de viitor care să mă oblige să stau jos și să fiu o și persoană... Și să-ți închidă porțile celelalte. Exact. Da. Și așa am vrut să optez pentru chirurgie. Medicina mi se pare domeniul cel mai... accesibil, să spunem, din punct de vedere al ce poți să faci pentru ceilalți. Da, ce poți să faci pentru ceilalți, în principal, și de asta am vrut și să mă implic în acest proiect cu voluntariatul și acest bal. Mihaela, să știi pe viitor, notează-i, te rog, numele, apropo de chirurgie. Că țin minte, Stoian, stai liniștit. Da. Acum, peste niște ani, când știi, nu mai suntem gazdele emisiunii, venim cu un bastonel așa să nu mai ții rezvite, că vă doare spatele, vă doare... Eu aș vrea să merg pe ortopedie sau pe medicină plastică estetică, dacă vă aștept, o să-mi spuneți. Da, mă tem că până o când ceva. O să fie cazul, cel puțin din punct de vedere estetic, la mine nu se va mai putea face absolut nimic. Nu cred. Oricum nu aveți nevoie. Da, da. La mine până la chirurgie estetică dă ortopedia pe tempul. Ia zi, tu
Rugby, tot așa, părinții te-au... Nu, părinții m-au îndrumat de mic spre tenis. Fac cam din clasa 1 până acum. Și vreau să spun că îmi place foarte mult și mă simt... Nu știu, mă simt în elementul meu când te joc. Te vezi peste câțiva ani acolo pe... Arena centrală? De arena centrală de oriunde? De oriunde, din corect. Păcate nu, probabil la televizor, dar o să mă uit la altcineva. De ce? Ai început prea târziu? Nu, am renunțat, aș putea zice, am renunțat prin clasa 8-a, deoarece am vrut să mă axez mai mult pe școală. Nu pot să cred, uite, mare doamne. Greșeală, deci, da. Știe unde era acum, da. Alexandru, stai, nu, serios, hai că suntem la neod oameni. Deci tu vrei să fie pe cuvântul tău că tu jucai tenis și îți plăcea, da? Și te-a pălit într-o dimineață, te-ai trezit tu, știi, sâmbătă. Și ai zis, mă frate, mie îmi place tenisul, îmi place la dor și așa. Dar totuși învățătura asta, nu pot așa să o... Ia să renunț eu la tenis. Chiar așa a fost? Da, nu a fost chiar așa. Adică, cum să zic, aveți un examen de dat și nu ți-a permis. Am avut examenul de clasa 8-a. Țipa pentru a intra la liceu. Note, nu? Nu, nu-i chiar așa, dar doar că am avut o perioadă destul de neprielnică. Și pentru o perioadă l-am lăsat de tot. Și acum... Recuperezi? Circa un an, da, încep să recuperez. Ai jucat cu Stoian? N-am jucat. Chiar da. Aș vrea Stoian să pricepe la tot. Ei, să nu spunem tenisul. Nu. Nu. Și voi, în afară de faptul că tu prezinți spectacolul, mai prestezi în show-ul respectiv? Bănuiesc că tu, Maria Alexandra, nu? Am câteva momente. Și când și dansez. Am vrut să introduc și o scenetă pe partea de actorie, dar programul este deja foarte încărcat cu foarte mulți invitați destul de importanți și, de fapt, foarte importanți, cărora le mulțumim foarte mult și am spus să nu iau atât de mult fața tuturor. Și alți elevi de liceu, mai sunt și ei prezenți, să vorbim puțin și despre ei, poate ne ascultă și ei, cu alte numere, colegi de-ai voștri care participă. Da, toți elevii care sunt implicați în departamentul artistic o să aibă foarte multe momente, după cum a spus și doamna profesoară, și ne bucurăm foarte mult că au fost foarte dornici să se implice atât de mult. Am fost o echipă foarte unită și chiar considerăm noi că am ajuns la un nivel considerabil față de ce am avut anul trecut, da. Avem foarte mulți copii foarte talentați și în domeniul sportului și nu numai, și i-am implicat foarte mult și o să se vadă că este. Nu v-a avut gândul să vă ce și voi la România au talent? Că se poartă acum. Nu știu ce să spun. Da, cred că... Nu prea mai sunt români pe la România au talent. Am spus în ultimii ani că mai sunt 2-3, restul sunt din alte părți. Pentru că iau voie conform regulamentului să participe. Da, să de afară. Oricum, dacă sunt atât de mulți copii talentați acolo, poate să fie, nu știu, o... rampă, un mod de promovare. Posibil, dar noi suntem un liceu în care se învață foarte mult, să știți. Da, da, da. Să știți. Sigur, și nu prea avem noi timp, nu prea avem noi timp de momente artistice. Nu este, nu este un colegiu unde sunt promovate atât de mult artele. Adică noi avem 4 clase de mate info pe nivel, o clasă de filologie, științe ale naturii, științe sociale. Suntem norocoși că avem astfel de elevi. Culmea, deși nu ne-am așteptat, de obicei cei care studiază foarte mult, doar asta fac și atât. Noi îi numim, așa e o glumă interioară, o dezvăluie acum din cancelarie, mini-roboței. Sunt copiii care învață foarte, foarte, exact. Da, sunt copiii care învață foarte, foarte mult și nu au alte preocupări. Și cu toate astea noi suntem norocoși pentru că ai noștri, evident, ne mândrim cu ei, se implică în absolut tot felul de proiecte și da, avem de câștigat. Da. Extrașcolarele prind, nu? Da, da, exact, da. Și până ce fac copiii ăștia în spectacol? Majoritatea ce fac? Cântă? Cântă, dansează. Da, avem momente, avem foarte multe momente destul de variate. Noi am încercat să acoperim o gamă cât mai largă de stiluri de muzică și astfel am introdus și pianul. O să avem copii care o să cânte la pian. Și o doamnă profesoară care va cânta la pian. Da. Doamna ta profesoară, nu? Da. Da, da, da. Și o să se cânte de la jazz până la rock, rock clasic, o să avem foarte multe stiluri. Avem hip-hop și genul ăsta de stiluri contemporane. O să înregistrați spectacolul ca să-l vadă și copiii da, de acolo? Da, o să fie. Pe Facebook, da, faceți? Da. Nu știu dacă o să facem live pe Facebook, noi o să ne axăm mai mult, avem și partea de fotografie al departamentului care o să se ocupe de toate lucrurile. Și videografie, live. Da, sunt copii și, care se vor ocupa și de fotografii și de filmat. Că dacă deci e doar, sunt... să zicem că ar fi live, se poate întâmpla ca mulți copii de acolo să piardă acel moment dintr-un motiv sau altul și atunci la un moment dat să poată să vadă și ei
că doar pentru ei e făcut. Da, da, ne-am gândit la asta și da, da, se va întâmpla acest lucru. Și acest videoclip este foarte posibil să fie postat și pe pagina liceului sau site-ul liceului. O să luăm în considerare ideea asta. Bun, și cum faceți exact? Cei care ne ascultă poate vor să vină la spectacolul vostru. Și la chiar îi invităm, îi așteptăm cu mare cum drag. Vin cu banii la ei, îi depun undeva acolo sau intră pe un site ceva și fac donații? Cum se întâmplă? Biletul este de tip donație, de minim 30 de lei. Noi așa am considerat că o să fie cel mai bine. Și biletele o să poată fi achiziționate și de la intrarea în sala de evenimente, dar până vineri o să poată să ia legătura și cu noi, cei de la liceu. Interesantă idee. Deci, practic, vizitatorul negociază cu biletul. Să uită la el și spune cât dă pe tine. Da. Cam așa sună, nu? Da, și, de fapt, nu pe el, da, exact. Că nu dă pe bilet, da, da, da. Ci da, pentru copii. Da, da. Dar mă gândeam că puteți pune evenimentul ăsta și pe Bursa Binelui. Ar fi fost o idee. Sunt tot felul de variante din astea în care omul află de voi și donează online. Pur da, și simplu. Noi avem o pagină de internet pe un cont de socializare unde avem tot felul de informații. Pe un cont de socializare, m-am gândit, Facebook, m-am gândit că nu a, că nu facem reclamă, să nu, să nu facem vreo gafă. Deci eu ții minte, Mihaela, când scrisese în urmă cu un an chestia aia care, pe care o văd și în continuare la televizor. Sunt zeci, sute de prezentatoare care spun așa, pe un anumit cont de socializare, ca să nu fac, și pe burtieră jos scrie, intrați pe pagina noastră de Facebook unde puteți să dați like la, adică, băi, nu serios. Da, deci, dacă pe un anumit cont pe Facebook, socializare, da, adică da, Facebook, da, da, exact, avem o pagină acolo în care sunt informațiile prezentate cu privire la locație, or, artiști invitați, prețul biletului și un cont bancar. Cum se cheamă pagina? Balul caritabil luptă pentru viață. Ok. Cu diacritice. Normal, ne-am gândit și la asta. Da, așa că cei care vor să facă un bine pot să intre acolo și să vadă și contul bancar al Asociației Părinților. Am zis să avem o formă legală. Evident că după acest eveniment se vor ocupa de a transfera banii din contul Asociației către cei de la Asociația Pavel. Am o întrebare grea. Dar asta doar dacă știi răspunsul. Dintre părinții care, că și la asta m-am gândit de multe ori, dintre părinții care și-au pierdut copilul, mai sunt unii care se implică și în continuare pentru alții care mai pot fi salvați sau nu mai contează? Da, este o întrebare grea, într-adevăr. Cred că depinde de fiecare persoană. Cred că depinde și de durata timpului, cât timp a trecut de când a pierdut acel copil. Probabil că la început, în primele, nu știu, câteva luni, habar n-am, nu am fost, Doamne ferește, nu îmi doresc să fiu în situația asta, probabil că nu mai poți să mai faci absolut nimic. Te simți pierdut, nu știu ce să zic. Probabil că nu. Poate că în timp te gândești că ai suferit, nu vrei să mai sufere și ceilalți și încerci să faci un lucru pozitiv, cât de mic ar fi el, care ar putea să influențeze, de ce nu, viața altui copil. Apropo de... Nu salvăm un îngeraș, salvăm alt îngeraș. Exact, da, da. Și apropo de proiectele noastre, tot copiii s-au gândit la a scrie o scrisoare de încurajare. Avem noi în parterul, la parterul liceului, un colț special amenajat, pe o hârtie extrem de mare de tip papirus, A3 cred că se numește. Am început să scriem o scrisoare, fiecare își lasă gândurile acolo pentru copiii de la oncologie de la Institutul Fundeni. În cazul în care nu se poate ajunge la școală și ceilalți vor să lase un gând de încurajare, o pot face tot pe pagina noastră de Facebook. Noi o să printăm, o să facem o fotografie și o să printăm, apoi o să imprimăm, o să imprimăm mesajul și îl vom lipi pe foaia de tip papirus. Această scrisoare va ajunge la copii odată cu donația noastră. Foarte frumos. Alexandru, uite, zici o imagine cu cei de la Humans aici. Da, care... ne-au lăsat și un filmuleț, ne-au lăsat și un filmuleț de promovare. Foarte drăguț din partea lor. Da. Da, fi sincer, te-ai antrenat până acum pentru rolul de prezentator? Nu știu, singur în fața oglinzii. Bună seara la toată lumea! M-am antrenat puțin, te-ai antrenat, da. Nu-i așa? Să văd așa ca idee cum... Și ți-ai făcut un speech? Mă rog, nu cuvânt cu cuvânt, dar cât de cât așa. Așa în mare, în mare l-am construit, da. M-am gândit, da. Dar cum de ai fost tocmai tu ales? Ești boboc?
Sunt boboc, da. Era de așteptat că va fi ales, nu știu, un elev din... Din potrivă. Dintr-o clasă mai mare. Nu, din potrivă. Nu? Sunt 6 prezentatori, 2 de la clasa 5-a, 2 de la clasa 9-a, și doi de la clasa 10-a. Și își prezintă fiecare categoriile de vârstă? Nu. Diferite momente din spectacol. Diferite momente, da. Partea cea mai interesantă pentru ei este faptul că noi nu le-am dat textul, le-am dat doar schema momentelor cu durata fiecăruia și ei sunt cei care iau legătura cu participanții. Avem numărul de telefon de la cei de la The Humans, nu voi vorbi eu cu ei, ci copiii direct, și cred că îi va ajuta foarte tare lucrul ăsta. Sigur, da. Da. Stoian, ceva ce-mi place. Continuă, te rog, lecția. Cine s-a ocupat de strângerea de sponsor, căutarea sponsorilor și a partenerilor? Toată lumea. Aici e o chestiune mai riguroasă, care necesită mai... Ne-am întins toți antenele. Da, deci, absolut, ne-am unit și chiar am fost foarte impresionată de cât de implicați au fost oamenii și m-a bucurat foarte tare faptul că au vrut să continue și să ducem evenimentul ăsta la un alt nivel. Și ce pot spune, am adus și, uitați de exemplu ce mă privește pe mine, eu am rugat coregrafa mea să vină cu echipa, cei de la Frontline Crew, care au fost foarte, foarte drăguți, și ei au fost și în Vegas la concursul de hip-hop și de asta am... Ca toată lumea, nu-i? Da, exact. Ce? Și la SDK sunt foarte bun pe ce fac. Pe Vogue House, Dancehall și hip-hop, cel puțin, ne-au ajutat să acoperim din nou gama aia largă de momente și de stiluri și de plăceri pe care încercăm să le satisfacem. Ca la întrecerile acelea dintre găști, nu? Da, relativ, numai că sunt foarte buni, sunt foarte buni, cel puțin eu pot spune asta pentru că am lucrat cu ei, mă mândresc cu asta și știu foarte bine. Și ăsta redansezi stilul ăsta, serios? Da, am dansat și dans contemporan. Ce să fac? Le-am umbinat. Dar la tine n-a strigat carnetul de note, manualul, alo, păi Stoian, treci la... A strigat și chiar am vrut să... fac performanță. L-a strigat și ai pus banda adezivă, a? Nu chiar, mama m-a trimis la toate olimpiadele posibile, mi-a spus, e imposibil să nu te duci la fiecare concurs în parte. Și la franceză a fost. Da. Și e imposibil să nu te descurci și cu școala, și cu dansul, și cu muzica, și cu toate. Da, și la franceză olimpiadă, da? Da, și? A fost anul trecut, anul acesta nu mai este eleva mea. Este din păcate. Eleva altei colege. Da, din păcate pentru mine că nu mă pot mândri direct cu rezultatele ei, dar... Da, este bună. Și nu numai ea, copiii noștri în general sunt extrem de inteligenți. Acum, da. E cu 10 ca pe vremea mea sau e cu foarte bine? Cum e? Până la clasa 4 sunt calificative, și cu bine, foarte 10, bine, nu? Și apoi note, da. Zi ultimul 10 de la ai luat până clasa 2-a. Nu, atunci că am luat... Cu tenisul și... Da. Păi nu știu, l-am luat săptămâna trecută. Serios? La ce? Da. Să fiu sincer, nu mai știu. Nu, dar știu că am luat... Tu nu mai ții minte la acela 10? Nu mai ții minte. S-au schimbat generațiile. Atât de multe note de 10 încât da, și stai mai numărul. Am foarte multe note de 10, vă dați seama. Eu și acum ții minte la ce luam 10. Uite, chiar acum pe televizor se văd următoarele. Secretul școlii finlandeze fără teme. Școala fără teme, uite, secretul finlandez. Sunteți de acord cu chestiunea asta? Bine că n-am la teme fără școală. Doamna profesoară, ce spuneți? Eu eram curioasă de ce ar fi zis ei. Maria, Alexandra și Alex. Atunci să-i lăsăm pe să-i ei. Să-i lăsăm pe ei, da. Voi păi, ce ziceți? Că n-aude nimeni. Este bine într-o anumită măsură să nu avem așa multe teme, dar aș zice dacă primim teme într-un mod regulat și nu primim foarte multe și nici foarte puține, eu zic că este ok cu teme. Și le cântărești, le pui pe un cântar și zici, nu prea multe, mai prea lăsăm prea așa, da. Uite, fără evaluări în primele clase. Da, bine, sistemul ăsta fără evaluări din punctul nu numai al meu de vedere. De fapt, sunt două curente, e ăla competitiv din America, nu, în care trebuie să-ți bagi copilul la înaintare și copiii de acolo din America sunt antrenați pentru competiție. Întotdeauna să fii mai bun, să fii numărul 1, tu ești cel mai tare. Și sistemul ăsta relaxat, nordic, finlandez, în care copiii sunt lăsați să se bucure de copilărie cât mai mult, fără teme, fără a face comparații între un copil și celălalt copil. Cum o fi mai bine? Da, dar e și o cale de mijloc. Astea sunt cumva extremele. Calea de mijloc, cred eu, firească, e aceea în care elevii
sunt recompensați și reprezintă și model în același timp pentru alți elevi. Eu mi-am amintit și acum, în clasă aveam un coleg în clasa 5-a foarte bun la matematică. Era cel mai bun la matematică, se ducea la olimpiade. Pentru mine era un, nu mă deranja, era un model. Vreau și eu să fiu așa. Eu am ajuns la olimpiadă. Nu te întreba nimeni pe tine. Păi nu, am da, întrebat pe Stoian și pe Codiță. Adevărat, te bagi tu, știu eu, doamna, știu eu. Am trecut prin școală. E dezbatere, îmi spun părerea și părerea mea asta e pe care tocmai ce am spus adineori. Deci în mod normal nici nu poți să egalizezi. Știi, toată lumea e bună sau toată lumea e... Dar nici sistemul ăla de competiție în care cu dinții să rup de ceilalți ca să ești tu primul prin acoperiș. Da. Cred că astea sunt extremele. Acum ce să mai zică și ei? O să zică da, așa e. Eu pot să continui dacă mă lăsă. Stoian mă contrazice, n-are nicio... Nu din contră, numai că eu consider că cel mai important este ca acel elev să fie evaluat la niște materii care chiar să-i placă. La o secțiune de materii, mă rog, o secțiune... Dar să fie evaluat, da, dacă lui îi place materiul. Să fie evaluat, dar să fie și antrenat în așa fel încât să-i placă ceea ce face și materiile la care el se pricepe cel mai bine, să poată să le continue și să nu fie agresat din toate celelalte părți cu teme pe ultima sută de metri sau, nu știu, subiecte de prezentat de la materii la care el, de, nu știu, pentru care el nici măcar nu și-ar da interes. Stoian, tu știi că ăsta e un lucru care unul dintre puține din România cu care chiar toată lumea e de acord? Deci păcat toată că lumea se pune, practic, se pune în practică. Deci toată lumea, niciodată n-am auzit pe cineva spună, ba nu, toată lumea e de acord că un elev trebuie stimulat pe drumul, pe domeniul, pe exact, talentul, pe feeling-ul lui, pe ce e pregătit în mod natural să facă. După care le poate schimba, dar dacă îl vezi că e bun, nu știu, are 2 metri și place să dea coș de sus, mai dă și pe la basket un pic, știi, măcar așa o dată pe săptămână. Sau poate îi place matematica. La noi nu tocmai că nu sunt acești scouteri, despre asta tot vorbim într-un, nu sunt oamenii care se agațe să-i tragă mai departe. Dacă toată lumea e de acord, de cine se împotrivește? Păi nu, dar nu face nimeni, exact ce spunea Stoian mai devreme în clasă, în banca a doua. Da. Spune exact asta, că nu e cineva să pună în practică, adică suntem cu toții de acord, da? Profesorii se împotrivesc? Eu consider că este vorba despre sistemul acesta schimbat de N ori. Nici nu știu câți miniștri educației am avut de după Revoluție. Fiecare are propria lui metodă de gândire. Nu știu cum dacă ai zis, miniștri educații? Educației. Da, pardon. Scuze. Înțeleg ideea. Nu m-am auzit bine. Da. Da, fiecare are metoda lui de a revoluționa educația. Nu este cea mai potrivită. Ideea este că noi antrenăm copiii nu și pentru viață. Și de a revoluționa și limba română mai nou. Exact, da. Noi nu antrenăm copiii pentru viață, îi antrenăm pentru admiterea de la facultate. Da, să intre neapărat undeva. Exact, nu contează. Până la urmă, despre asta este vorba. Sistemul nu ne lasă. Evident că și noi vrem să îi stimulăm, să le stimulăm creativitatea. Este evident că ei nu pot face față în totalitate tuturor materiilor. Însă noi facem tot ceea ce putem, încercăm să îi scoatem puțin din cotidian cu diverse metode, însă până la urmă noi trebuie să îi pregătim pentru admitere, pentru examenul de evaluare, pentru examenul de BAC și pentru cei de clasa 8-a tot așa au examen pentru a trece la liceu. Deci... e dincolo de puterile noastre. E o dorință pe care, din păcate, nu putem să o... Dar sunt copii care, nu știu, au dat examen sau, mă rog, au fost repartizați la Moisil și și-au dat seama, nu știu, după primul an că nu este liceul potrivit pentru ei, că trebuiau să ducă la uman, în altă parte, habar n-am, că n-a fost cea mai bună alegere. Eu pot să vă spun din propria mea perspectivă că eu nu am vrut la Moisil, pentru că eu trăiam cu mentalitatea asta de a fi la un liceu în centru, undeva, și când am auzit că... Da, pe acolo, să spunem. Dar îmi pare atât de bine că am intrat în liceul meu, pentru că mi-am dat seama cât potențial avem și cât de multe putem face dacă ne putem uni. Și de asta am și făcut, ne-am implicat în atât de multe proiecte. Eu am intrat la filologie prima dată. E o paralelă cu filologia. Nu chiar paralelă, dar nu era ce-mi doream eu. Eu vrând la medicină, româna cu chimia nu se prea... Adică româna, da, să spunem, istoria cu chimia nu se prea pupau. Și am reușit să mă mut la științele naturii și îmi place foarte mult. Pot să spun că avem profesori excelenți și nu sunt foarte mulți copii care să spună da, profesorii, nu știu, chiar sunt buni, nu știu ce. Nu, da, chiar avem profesori care chiar se implică și vor să ne facă orele cât mai atractive.
Și lucrul ăsta e foarte de apreciat. Chiar este de apreciat. Majoritatea sunt tineri? Mă uit la doamna profesoară, nu văd mare diferență între voi și... Și chiar dacă nu sunt tineri pe la o vârstă mijlocie, totuși încearcă să țină pasul cu ce vrem noi de și la... Și reușesc? Adică se vede... Profesorii sunt chiar reușesc. Chiar reușesc. Chiar m-a impresionat că... Profesorii sunt întotdeauna tineri, datorită faptului că sunt printre tineri. Și sufletul că au venit trei așa. Elevi. Deci, serios, la început de emisiune, când am venit, am trei elevi. Știi? Și după aceea am descoperit, tu chiar ai povestit că în primul an, mulți dintre colegii tăi credeau că ești pe hol pentru că nu vrei să stai la oră. Exact, știi? Da, că eram elevă, da. Acum eu mă eram mai tânără puțin. Ce spunea Mihaela mai devreme și ce spunea și Stoian. Faptul că un profesor care știe cum să predea, cumva să rămâne pentru în suflet, e ca un membru al familiei, nu-l uiți niciodată. Deci niciodată, indiferent când. Și fiecare, sunt convins că are unul sau doi, cel puțin profesori, pe care a păstrat acolo în suflet până la... Bine, nu-l uiți nici pe celălalt care îți face zile fripte, știi cum e. Da, dar e o amintire ca și... E ca atunci când am avut, nu știu, piatră la, nu știu, la genunchi. Adică nu e durerea aia, dar în același timp e o amintire de care nu poți scăpa, e ceva disconfortabil, pe când genul ăsta de amintire e minunată. Și cred că unul dintre motivele pentru care o astfel de persoană îți rămâne pentru tot restul vieții în inima ta este nu numai că nu apasă pe pedala de accelerație să-ți bage cu forța în materia respectivă în cap, pentru că dacă ție nu-ți place chimia sau nu știi dacă îți place și vine un profesor care ți-o îndeasă pe gât până în clasa 8-a, în momentul în care ai trânat cu ea, tu fușca din pușcă. Da, exact. El de fapt îți face un disconfort, el gonește de lângă tine materia lui preferată. Ori eu mi-amintesc profesorul meu de matematică, Mircea Petrache, eu nu aveam treabă cu matematică. După 2 ani o adoram, că era toată lumea venea la ori era Mircea Petrache. Când intram era o plăcere, cum ne povestea și așa mai departe. Deci cred că ăsta e de fapt harul principal al unui profesor. Dacă poate așa, rămâne pe viață. Da, exact. Ne poate influența într-un mod plăcut să ne placă materia respectivă. Dacă ne place și de profesor. Zi-o materie care îți place. Aia de 10? Pe care nu mai ții care nu mai ții vite. Îmi place româna. Îți place, nu? Da. Dar tot așa, în clasele 5-8, nu aveam treabă cu matematica până a venit un profesor și m-a făcut să-mi placă. Iată, ce, da, ce spuneam. Exact. Și tu, Stoian, toate materiile. Nu chiar. Nu. Mie îmi place foarte mult biologia și îmi place foarte mult chimia. Eu nu credeam, eu am fost praf, efectiv. Eu nu știam chimie de absolut nicio culoare. Și am intrat în clasa 10-a și mi-am dat seama, pentru mine este de fapt chimia și am început să aprofundez și a început chiar să-mi placă. Cel mai mult mi se pare că la un profesor este foarte important să îi ajute pe copii să nu predea materia și atât, ci să încerce într-un fel să intre și sub pielea acestora, încercând până la urmă să le dea din informațiile pe care ele le-a acumulat până în momentul respectiv, și experiență, materie, da, dar până la urmă, nu știu, lucrurile care ne-ar ajuta în viață pe viitor, mi se pare că fac și lucrurile acestea care sunt împărtășite și vin de la anumiți profesori, îi fac pe acei profesori mult mai, nu știu, mult mai plăcuți de anumiți elevi. Mie mi se pare foarte important. Și nemuritori în acest timp. Da. Oricum și am o veste pentru tine, Alexandru, faptul că îți place româna... Nu te ajută prea mult în viață limba română, nici gramatica, așa da. Că eu zic să te orientezi. Bun, deci punct și de la capăt, se cam termină emisiunea pe 8 iunie la ora 16:30 de minute. La Ballroom Militar Residence vă așteptăm, biletul va costa 30 de lei plus. Desigur. Cât vrea fiecare. Exact, da. Să dea. Bun. Și ca o concluzie, având în vedere că astăzi este ziua educației, noi ne-am gândit că cel mai important este să ne luăm tinerii din societatea noastră și să învățăm sau să ne împărtășim ideea că nu trebuie să ajutăm numai persoana proprie, ci să facem în așa fel încât și ceilalți de lângă noi să fie într-o poziție bună. Și dar de corotez, Stoian, nu e ziua educației, pe 5 octombrie, dacă țin eu bine minte, e ziua învățătorului. Îmi cer scuze atunci. Dar este legat, uite așa. Care oferă educație. Exact. Până la urmă trebuie să învățăm să ne educăm în sensul ăsta și să ajutăm pe cei din jur. Pentru că așa ne ajutăm și pe noi, având în vedere că simțim că pe ceilalți simt mult mai bine datorită nouă. Pot să adaug și eu pe final, dacă îmi permiți tu, Mihaela, în primul rând, soția mea e învățătoare, așa că dacă îmi permiți o să-i spun și eu la mulți ani. Ioana dragă, la mulți ani, și ea a crescut generații de copii.
Am văzut de curând, trebuie să spun lucrul ăsta, apropo de ce înseamnă, mi se pare extraordinar să fii profesor sau învățător sau educator. Deci mi-a arătat o fotografie a unui băiețel care din prima ei grupă și care acum este pilot și are la rândul lui un copil și e într-o uniformă cu epoleții și cu băiețelul. Mi se pare absolut ireal, știi, ca tu să-ți amintești învățător fiind sau profesor, găgălicea aia de acolo din prima van care plângea și vroia acasă și iată ce, că sunt niște oameni care da, să știi că la mulți ani e un simplu la mulți ani nu e suficient. La mulți ani plus, știi, ca la bani, adică trebuie să mai adaugi câte ceva. Asta e de ziua învățătorului. Celelalte sunt personale și le voi spune când ajung acasă. Bine, hai să zicem. Mulțumim invitațiilor noștri, doamna profesoara Ora Plăiașu, Maria Alexandra Stoian și Alexandru Codiță de la Colegiul Național Grigore Moisil. Știrile, ca de obicei, la fix, Alex și Andreea, pe sens unic. În rest, aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi, nu puneți la nimă numerită. La revedere! Ne-a făcut plăcere! Ceau! Ceau.